Niște hoți au aruncat în aer un bancomat situat la parterul unui hotel din Sinaia. Totul s-a petrecut în această dimineață. Bubuitura s-a auzit în tot hotelul, iar angajații au sunat imediat la 112. În această dimineață, în jurul orelor 4, am fost sesizați cu privire la faptul că pe raza localității Sinaia a avut loc o explozie la un bancomat situat în apropierea unei unități hoteliere. La acest moment, echipa operativă se află la fața locului și desfășoară activități specifice în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Deocamdată, oamenii legii nu au reușit să identifice pe făptași. Potrivit unor surse, se pare că hoții au reușit să sustragă din bancomat în jur de 50.000 de lei. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat, distrugere și nerespectarea regimului materiilor explozive, sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.